După 7 luni de liniște, astăzi școlile au răsunat din nou de veselia specifică tinerilor. Elevii care învață în școlile și liceele severinene au revenit în bănci. Revederea a fost încărcată de emoție și efervescență. Profesorii au fost și ei bucuroși că au ieșit din lumea online și au revenit la clase alături de elevi. Aglomerație, efervescență, râsete și îmbrățișări. Cam așa am putea descrie atmosfera din școlile și liceele severinene. După 7 luni, sălile de clasă au răsunat din nou de glasurile tinerilor veniți să reînceapă cursurile fizic. Unii bucuroși, alții somnoroși, cu toții și-au reluat locurile în bănci. Puncte? Vârful, adică puncte? Ce poate să fie? Minim sau maxim? Mă bucur foarte mult, deoarece școala online era foarte greu pentru noi, nu puteam să înțelegem, ne era greu să învățăm. Am revăzut colegii, profesorii, este mai bine fizic decât online. De ce era mai greu în mediul online? Pentru că cu predarea, față în față, înțelegem mai bine decât online. Te bucur că ai revenit la cursuri? Da, deoarece orele online sunt mai grele, nu prea înțelegi și e mult mai ușor așa. Ne-am bucurat foarte, foarte tare de revenirea lor. Școala s-a reanimat, a recăpătat viață. Nu ne văzusem fizic din noiembrie. Așadar, bucuria, zic eu, că a fost și din partea profesorilor, și din partea elevilor și sper ca această lună de cursuri care ne-a mai rămas până la vacanță să ne petrecem fizic la școală și să învățăm bucurându-ne de această întâlnire dintre profesor și discipol, dintre profesor și elev. Au primit cu bucurie vestea și vreau să vă spun că nu mă refer doar la elevi, ne referim la toți cei care sunt implicați în procesul de învățământ de la nivelul județului Mehedinți, pentru că, într-adevăr, scăderea incidenței sub 1, mai exact la nivelul municipiului, că aici avem cea mai mare masă de elevi, fiind de 0,94, a permis ca de astăzi să ne întoarcem în format fizic 100% la nivelul unităților de învățământ. O veste primită foarte bine, primită cu bucurie, pentru că atât elevii cât și profesorii și, bineînțeles, și părinții așteptau această veste. Până la sfârșitul anului școlar mai sunt aproximativ 5 săptămâni. În tot acest timp, elevii au de înfruntat lucrări de control și evaluări orale, pentru că profesorii trebuie să le noteze activitatea școlară.